ieri seară pe drumul național 15 la Viișoara, o Dacia Duster care s-a angajat într-o depășire neregulamentară a produs un cumplit accident, lovindu-se frontal de un microbuz cu pasageri. O femeie a decedat, iar alte 16 persoane au fost grav rănite. Victimele au fost transportate la Iași. Traficul rutier a fost blocat mai bine de o oră. Majoritatea victimelor se aflau într-un microbuz al societății Conpastru, care efectuează curse regulate pe ruta Piatra Neamț Bicaz. Mare parte dintre pasageri sunt navetiști. Așa. Acum dai piciorul. Spune-l de spate, Valentin. Hai, piciorul sus. Piciorul sus, nu avem ce face, o să suportați puțin. Hai, susține-l de spate, de gât de acolo. Hai, și împinge-l în față. Ține-i capul, ține-i capul. Ține-i capul. Ține-i capul, Ciprian. Piciorul! Martorii declară cum s-a petrecut cumplitul accident rutier. Da, s-a văzut că a intrat pe contrasens, a intrat exact în noi. Nu-mi dau seama că l-am văzut și eu chiar în ultimul moment. Era multă lume în microbuz? Da, era microbuzul plin. Dumneavoastră sunteți bine. Da, mulțumesc, eu zgretul. Mai mult soc. Da, mai mult soc. Eram în microbuz, dar eu vorbeam la telefon și eram pe bancheta din spate. Ce ați simțit? Cum s-a întâmplat? Nu știu, am simțit că m-am venit în față și toată lumea a început să strige. Altceva? Câți oameni erau în microbuz? Câți pasageri? Nu știu, pe scaun, era plin. Când am văzut cât de plin e până în ușă, era doamna asta, exact la strandul urca doamna care este moartă. Și am văzut să urc și eu și când am văzut că hal era plin, am zis că nu mă urc. Am zis că mai aștept, în 50 minute mai aștept. Și n-am vrut să urc. Și m-am urcat în urmă, după aceea tot un microbuz de exact picat. Deci decizia care v-a salvat viața. Da, care m-a salvat viața pentru copilaș, că am copilaș mic de 3 luni și 2 săptămâni. Colonelul Ionel Nițică, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, a coordonat întreaga acțiune de descarcerare. 12 persoane rănite și una decedată. Da. Astea sunt primele investigații. Știți că sunt persoane care au fost implicate în accident, erau în microbuz și nu au fost încă investigate. S-ar putea să ceară mai încolo. Deocamdată 12 persoane au fost evacuate la unitatea de primire urgență în Piatra Neamț. Descarcerarea victimelor a fost făcută de detașamentul de pompieri din Piatra Neamț. Detașamentul de pompieri Piatra Neamț a fost solicitat pentru a interveni la descarcerarea unei persoane sau urmare a unui accident rutier în care a fost implicat un microbuz și un autoturist. Pe păcate, una din victime a decedat, iar restul de 9 victime au fost preluate de către serviciul de ambulanță și de SMU. Primarul comunei Alexandru cel Bun este de părere că multitudinea de accidente presupune și restricții de circulație pe această porțiune de șosea. Eu n-am să ținem niciodată conducătorii auto care pe zona asta merg cu viteză și nu numai aici. Vreau să vă spun că de multe ori mă depășesc pe podul care traversează râul Bistă sau canalul pe linii continuu pe pod. Foarte mulți de ăștia voiajori, mari viteziști, mari conducătorii auto, ceea ce este contraindicat, iar în zona asta, de regulă, tot timpul stă mașinile radarul a poliției, care e un lucru foarte benefic pentru protecția celor care este în trafic. Dar mulți nu țin cont de aceste elemente minore și se hazardează din mai multe puncte de vedere, mai multe cauze, nu știu care sunt, și ajung în stare care ajung cu morți, cu decedați, cu răniți și cu sigur nu mai spunem de avariile mașinilor și pagube materiale. Comisarul șef Cezar Asandei, șeful Poliției Rutiere Neamț, a precizat că fiind vorba de o depășire neregulamentară, urmează să se stabilească clar cauzele care au condus la o asemenea tragedie.